Cei care vor să participe la tragerea la sorți pentru funcțiile de președinți sau locțitori de secții de votare la alegerile parlamentare de la Arad se pot înscrie la Biroul de Control și Management Instituțional. Invitația se adresează în primul rând juriștilor, dar și cei fără o asemenea pregătire au parte de șansa lor. Dacă numărul juriștilor va fi insuficient pentru completarea locurilor de președinți și locțitori ai secțiilor de votare disponibile, prefectul va putea propune alte persoane cu alte tipuri de studii, însă persoane care se bucură de o bună reputație în oraș. Printre condițiile care trebuie îndeplinite de cei care vor să se înscrie sunt neapartenența la vreun partid politic sau la o organizație de minorități naționale care participă la alegeri, dar și alte condiții care țin de integritate și credibilitate. Candidații vor mai trebui să completeze pe acea declarație pe proprie răspundere faptul că nu sunt cercetați penal, că nu au suferit vreo condamnare penală și că nu au făcut activități de poliție politică așa cum sunt acestea definite de legile în vigoare. Înscrierile pentru funcțiile de președinte și locțitor în secțiile de votare se vor face până în 15 aprilie. Tragerea la sorți va avea loc până în data de 15 mai. Conform legii, indemnizația pentru președinții și locțitorii secțiilor de votare este de 85 de lei, durata maximă de plată fiind de 5 zile.